Să deschidem cuvântul Domnului în Filipeni, capitolul 4, versetul 4, 6 și 7, spune cuvântul lui Dumnezeu așa: Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iar zic, bucurați-vă. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Amin. Ocupăm locurile. Vreau să vă pun o întrebare. Acum sunt și tineri aici și vreau să vă întreb: cum vine un tânăr acasă care a căzut test drive-ul, examenul la școala de șofer? Acel tânăr care de-abia așteaptă să conducă o mașină, cel puțin în România, vreau să vă spun că examenul maturității nu mai e bacul, e școala de șofer. Abia așteaptă să dea și el test drive-ul, să conducă și la un moment dat îl pică examinatorul. Cum vine acasă? Cu nasul și returi, trist. Să închide în cameră, depresie. Cum vine acasă un tânăr care și-a luat examenul? Mărețul har. Așa vine. Întrebarea pe care o pun: oamenii din bisericile noastre cum sunt? Știți că într-o zi de sărbătoare inima poate să fie tristă? Mesajul meu este simplu: trist într-o zi de sărbătoare. Știți că uneori ne întâlnim în bisericile noastre curiosul cu mincinosul? Curiosul te întreabă: frate, ce faci, cum ești? Și tu, ca să-ți ascunzi drama sufletului tău, spui: bine. Dar numai Dumnezeu știe cât de bine e aici. Știți că după cămașa pe care o purtăm, după haina pe care o avem, se poate ascunde un suflet trist? Un suflet căzut? Putem să stăm în picioare și în inimile noastre, de fapt, să fim căzuți de mult. Nu? Românul e actor ca și americanul. Că cei mai buni actori, vreau să vă spun, la Hollywood, prin bisericile noastre. Unii joacă rolul de ani de zile, de oameni fericiți, de familii fericite. Am avut odată un șoc, unul dintre șocurile vieții mele, când la un moment dat pe Facebook, ascultați-mă, oricum trăim într-o generație a imaginii. Totul e imagine, n-ați văzut? Tot. Facebook, Insta, tot imagine. Așa ne place să trăim, să zâmbim în poze, să dăm bine. Și o familie care la un moment dat, cu 3 săptămâni înainte să primesc vestea la comitet, erau la schi undeva în Austria. Happy, bucuroși, tot, copiii, zâmbete. Și la un moment dat, după 3 săptămâni, aflăm la comitet că sunt prag de divorț. Oricum trăim într-o perioadă a imaginii în care totul imagine, încercăm să epatăm. Adică să nu cunoască nimeni drama prin care trecem. Dar s-ar putea să fii aici în această seară și într-o zi de sărbătoare să fii de fapt trist, să fii prăbușit și nimeni să nu știe asta. Dar în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să te ridice din nou. Mă rog ca puterea lui Dumnezeu să te ridice. Mă rog ca puterea lui Dumnezeu să se mai coboare peste tine în numele lui Iisus. Știți din ce context scria Pavel cuvintele acestea? Nu era în Tenerife, nu era în Mexic în concediu, nu. Știți care era contextul lui? Simplu, era în închisoare. Nu oricum în închisoare. Nu mai avea dreptul să fie scos pe cauțiune. Că astfel probabil strângeau bisericile bani și scoteau pe Pavel pe cauțiune. Dar nu avea cum să-l scoată pe cauțiune, pentru că el spune la un moment dat, ascultați-mă, în versetul 17, în capitolul 2, și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură, peste jertfă și peste slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă voi bucura cu voi cu toți. Adică știți ce? Unde era omul ăsta? Pe ultima sută a vieții lui. Se deschideau porțile morții și începea moartea, era să-l sugă. De fapt, apostolul Pavel spunea, eu voi fi turnat cu o jertfă de băutură. Știți că Pavel era cetățean roman, iar romanii nu-și răstigneau cetățenii, ci decapitau. Pavel zicea, îți gata să fiu turnat, îți gata să fiu decapitat. Dragii mei, dacă aș fi pe ultima sută de metri a vieții voastre și aș fi în închisoare, vreau să vă întreb cum ați reacționa.
Omul ăsta nu s-a plâns deloc nici de mâncarea proastă. Nu s-a plâns nici că îl rănesc lanțurile. Nu s-a plâns nici măcar că bisericile nu fac coletă să-l deschidă, să-l scoată pe cauțiune. Ci omul acesta respira aerul cerului. Omul acesta respira aerul împărăției lui Dumnezeu. Ci omul acesta avea o altă perspectivă. Avea perspectiva lui Dumnezeu. Zicea, pentru mine nu mă interesează. Eu mă bucur și mă voi bucura cu voi, cu toți. Știți că epistola către Filipeni face aluzie de 16 ori la cuvântul bucurie. De fapt, nu este doar epistola bucuriei, ci este epistola celui care se bucură. Am avut un prieten de la care am învățat mult în tinerețea mea. Și la un moment dat omul ăsta s-a îndrăgostit de o fată. E ceva normal în bisericile. Normal să te îndrăgostești de o fată. Atâta a iubit-o pe fata aceasta, dar fata aceasta era bolnavă de leucemie. Pentru operația Emiliei trebuia să se strângă jur de 100.000 de euro și să fie operat undeva la Nuremberg. A strâns băiatul ăsta cum a putut bani, a lucrat în Germania, a adunat bani și a venit ziua în care Emilia să fie operat. Spuneau prietenii lui că la Nuremberg, în ziua operației lui Emilia, zicea el, n-am citit doar epistola către Filipeni, ci am învățat-o pe de rost. Trebuia să-i scoată măduva unui frățior de-a Emiliei și să-i implanteze Emiliei, pentru că i-a găsit un frățior compatibil, aceeași măduvă cu a ei. Și la un moment dat, medicii au zis, operația a ieșit, ok. Vali a zis Emilia, pentru că operația, eu vreau să spun că te aștept. Anul cu tare, în ziua cu tare, în ora cu tare, aici în ea, în fața amvonului pe scaun, vreau să fii mireasa mea. A venit ziua anunții. Și ce băiat s-ar căsători cu o fată care ar fi dusă pe brațe de slujitorii bisericii? Emilia nu mai putea sta în picioare de rău ce era. Au venit slujitorii bisericii cu Emilia și au pus-o lângă el. Spuneau prietenii lui, mire mai fericit ca Vali, n-am văzut niciodată. După o săptămână, după ce s-au căsătorit, Emilia a murit. El spunea, credeam că Dumnezeu poate să o învie chiar și din sicriu. Dar 3 luni de zile n-am mai putut vorbi cu el. Spunea, nu mai am pentru ce să trăiesc, Doamne. Nu mai am pentru ce trăi. La care Dumnezeu, după vreo 3 luni de zile în care a zis, nu mai am pentru ce trăi, i-a vorbit așa cum o vorbesc eu vouă astăzi. Și i-a zis Dumnezeu așa, Vali, cel mai înalt lucru pentru care tu ar trebui să trăiești, i-a zis Dumnezeu, sunt eu. Cel mai înalt lucru pentru care trebuie să trăim noi în viața asta e Dumnezeu. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. De ce unii oameni sunt triști într-o zi de sărbătoare? Pavel spunea, bucurați-vă totdeauna în Domnul, iar zic, bucurați-vă. Pentru că unii oameni au o relație ocazională, dar nu permanentă cu Hristos. Sunt creștini de ocazie. Doamne, îmi dai, îți dau. Mă vindeci, vin la adunare. Nu mă vindeci. E și greșeala noastră câteodată că am predicat câteodată Evanghelia prosperității. Oameni buni, dacă veniți la Hristos, Hristos vă vindecă de toate. Serios, unde zice Biblia? Epafras era să moară. Timotei era bolnav. Pavel a murit decapitat și bolnav. Hristos nu ne va vindeca de toate. Nici nu ne promite că ne va ajuta financiar. Nici nu ne va promite că vom avea casă unde greu găsești exitul. Nu! Hristos zice, cel mai important lucru nu-i viața asta pe pământ, când ne legăm de ea. Nu, dacă vreți să vezi cât de legat îi de mașină, un bărbat lovește-o. Că zic, fraților, noi nu suntem legați de pământul ăsta, nu? Dar să-ți lovească unul mașina în trafic, aia nouă. Să nu zici că l-ai luat în brațe pe ăsta și l-ai strânge, domnule, te binecuvintesc că mi-ai lovit mașină. Nu pentru că suntem legați aici. Și trăim vremea, ascultați-mă, unui creștinism atât de legat de pământ, ne merge atât de bine, încât nu mai vrem cerul. Sunt creștini de ocazie, creștini de tip smurt.
am cancer, Doamne, ai milă. Când Dumnezeu vindecă, nu mai vezi la biserică. Dar atât încât cât are o problemă, e aici, bilete, fraților, am o cauză, într-o parte, în alta. Când Dumnezeu rezolva problema, nu mai vine, îi dus. Iunii au nevoie numai de mâna lui Dumnezeu, nu de fața lui Dumnezeu. Vor să facă pe Dumnezeu nu scopul vieților, ci un mijloc de a obține unele lucruri. Ce pentru tine Dumnezeu astăzi? Scop sau mijloc? Aici e problema. Știți că la un moment dat, știți că este diferență între bucurie și veselie. Veselia ți-o dau lucrurile materiale. Ascultați-mă, cu tot ce poți să dai într-un pom, tot ce poate fi zgâriat și tot ce poți să ardă, nu sunt valori, ci necesități. Nu uitați, cu tot ce poți să dai într-un pom, tot ce poți să ardă, tot ce poate să fie zgâriat, nu sunt valori, ci necesități. Dar a fost un om în Biblie care a confundat veselia cu bucuria. Știți pe omul din Luca 16? Omul acesta i-a plăcut veselia, dar nu i-a plăcut niciodată bucuria. Trăia pentru lucrurile de acum și aici. Avea filozofia de viață acum și aici, nu aici și acolo. Pentru că sunt două categorii de oameni în lumea pe care noi o trăim, cu două filozofii de viață. Una este pentru aici și acum, împlinire de moment. Alta este pentru aici și acolo. Veselia ți-o dă lucrurile trecătoare. Bucuria ți-o dă numai Duhul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, dacă Hristos v-ar lua tot, v-ar împlini El? Dacă Hristos ne-ar lua tot, ne-ar împlini El? Dacă ar zice Dumnezeu, știți cum noi cântăm, cum cânta moldoveanu, dacă n-ai pierdut credința, de fapt n-ai pierdut nimic. Dar stai și eu mă gândesc oamenii care n-au nici măcar credința și pierd tot. Nu-i de mirare că atât de mulți oameni își pun capăt zilelor. Pentru că adevărata bucurie pe care ți-o dă Dumnezeu, nu din lucrurile materiale, ci din relația permanentă, nu ocazională cu El. Acea bucurie nu ține, oameni buni, nu ține de ce ai în exterior, ci ține de ce ai în interior. Ține de principiile pe care le ai. Să nu ziceți că unii, dacă ați aflat că aveți cancer, ați sărit de bucurie, Doamne, îți mulțumesc că îmi dai cancer. Asta e nebunie. Sau dacă în momentul ăla ați fi falimentari, v-ar lua tot statul. Ați aplauda. Nu cred. Bucuria nu-i să sari într-un picior. Bucuria care ne-a adus-o americanii e frumoasă, dar știți foarte bine că după zâmbetul ăla se ascunde și o falsitate. E frumos zâmbetul american. Dar ascultați-mă, bucuria reală ține de principiile pe care le ai. Lui Iov i-au luat tot. Dar ascultați-mă, ierarhia lui Iov, prioritățile lui Iov. Dumnezeu spune că era curat la suflet, neprihănit, se temea de Dumnezeu, avea pruncii, pentru că pe primul loc trebuie să fie Dumnezeu în viața noastră, pe urmă pruncii în viața noastră, pe al treilea biserica și business-ul. Iov a avut putere să stea în prezența lui Dumnezeu și ascultați-mă, Iov n-a sărit, dar Iov s-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu. Și cu zâmbetul inimii, nu pe buze, a zis așa: știu că răscumpărătorul meu este viu și într-o zi se va ridica pe pământ și va fi binevoitor. Pentru că adevărata bucurie nu înseamnă să stai. Adevărata bucurie te prăbușești cu inima zâmbind în prezența lui Dumnezeu. Ține de credință. Ține că într-o zi îl vei vedea pe Dumnezeu. Ține de relația pe care eu și dumneavoastră o avem cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele Lui în veci. Lăudat să fie numele Lui în veci. Nu mi-am imaginat niciodată femeile venind de la mormânt după ce Iisus li s-a descoperit cu nasul în șireturi. Știți, oameni buni, am ajuns să nu ne mai bucurăm de lucrurile mici, minore. Dar nu uitați un lucru, spunea Wurmbrand, că dacă diavolul stă în lucrurile mici și Dumnezeu stă în lucrurile mici, la fel. Am învățat să nu ne mai bucurăm de frați, de biserică, de un cuvânt al lui Dumnezeu. Ne plictisez lucrurile. Când a fost ultima dată când v-ați întors în biserică spre frați, spre ultimul rând, spre partea aia, spre frații și surorile? Și când ați conștientizat ultima dată că veți moșteni împărăția lui Dumnezeu cu ei? Eu și dumneavoastră.
Vom moșteni într-o zi împărăția lui Dumnezeu. Și ăsta e motiv de bucurie. Ăsta e motiv să ne îmbrățișăm. Ăsta e motiv să ne sunăm. Ăsta e motiv să ne căutăm unii pe alții. Nu e motiv să ne mărfim. Nu e motiv să aruncăm cu noroi unii în alții. Pentru că cu noi, cu voi, voi moșteni împărăția lui Dumnezeu, oameni buni. Când v-ați bucurat ultima dată că Duhul Sfânt e prezent aici? Când v-ați bucurat ultima dată că se deschide cuvântul? Când v-ați bucurat ultima dată de o cântare? Când v-ați bucurat ultima dată că pur și simplu sunteți sănătoși și un motiv de bucurie? Pentru că nici eu, nici voi n-am poruncit inimii mele să bată dimineață, nici plămânilor mei să funcționeze, nici creierului meu să funcționeze, ci cineva a zis: încă o zi mai dau lui Marius, încă un minut îi mai dau lui Marius, încă o secundă îi mai dau lui Marius. Nu mi-am imaginat femeile venind de la mormânt, de la întâlnirea cu Iisus Hristos. Știți că am ajuns să venim cu nasul și retur de la biserică. Domnule, trăim vremea unui creștinism trist, trăim vremea unui creștinism letargic, în care nu mai știm să ne bucurăm, în care parcă prezența Duhului Sfânt nu ne mai mișcă, în care prezența Duhului Sfânt nu ne mai cercetează, în care prezența Duhului Sfânt nu mai străpunge inimile și viețile noastre. Venim cu nasul și returi, plecăm cu nasul și returi. Când a fost ultima dată când ești bucurat, când Duhul Sfânt a venit peste tine, când Duhul Sfânt a străpuns, când Duhul Sfânt a lucrat în viața ta? Au venit femeile de la mormânt, nu așa. Zice: a înviat Hristos. Da, și zice, așa e, că a înviat Hristos. Băi, când știi că Domnul e viu, când știi că Dumnezeu e viu, când știi că El își manifestă puterea și autoritatea aici, menado felto paragoda veltis, îți vine să sar de bucurie, să bazi în palme, să-ți ridici mâinile, că ai un viitor și o nădejde. Și chiar dacă se termină viața asta, chiar dacă Dumnezeu va spune stop cardiorespirator, am un mântuitor, am un mântuitor, am un mântuitor, aleluia! Glorie lui Iisus Hristos! Glorie lui Iisus Hristos! Glorie lui în veci! Adevărata bucurie în zi de sărbătoare ține de relația pe care noi o avem permanentă, nu ocazională. În al doilea rând, de ce unii oameni sunt triști în zi de sărbătoare? Simplu, pentru că persistă în inima lor îngrijorarea. Nu vă îngrijorați de nimic. Biblia zice de nimic. De nimic înseamnă chiar de nimic. Știți că a doua criză mondială este criza de somn? Știți că oamenii cheltuiesc anual miliarde de dolari ca să-și procure antidepresivele, injecțiile ca să poată dormi? Știți că trăim la ora actuală o generație de oameni care nu pot dormi, pur și simplu nu pot dormi. Depresia s-a mulțit, stările de panică. Ca în ultimii ani, oameni buni, ca niciodată, stări de panică pe pocăiți. Domnule, plin pocăiți de stări de panică, depresie. Depresia din ce în ce mai mult. Pentru că oamenii se îngrijorează pentru orice, pur și simplu, pentru orice. Era la un moment dat, știți întâmplarea cu Martin Luther, când era în plină reformă, era în depresie, greutății veneau peste el, prigonitorii la fel, și se trezește pe la ora 12, Martin Luther era în depresie și soția lui, Ecaterina van Bora, se îmbracă negru toată înainte să se trezească el. Coboară el din dormitor și se uită la ea și zice: draga mea, cine a murit? La care Ecaterina van Bora îi zice: Dumnezeul lui Luther. Și a zis Luther: n-are cum să moară Dumnezeul meu. De câte ori nu luăm poziția asta de mormântare? În societatea pe care noi o trăim, cum spunea cineva, să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace că tu ești fiul de Dumnezeu. Când cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi, fiind plin de pace, vei birui. Numai așa putem birui, oameni buni. A rămas odată, citind Scriptura, pur și simplu, oamenii care au umblat cu Iisus Hristos, oamenii care au văzut minunile lui Iisus Hristos, erau la un moment dat după moartea lui pe drumul Emausului. Unul era Cleopa, altul nu știu cine era, dacă Biblia nu zice, nu pot zic că era Luca, nici Ioan, nici Marcu, nu știu cine era al doilea ucenic. Și interesant, vorbeau de lucrurile care s-au întâmplat ultima vreme în Israel, în Ierusalim.
Și Iisus Hristos intră cu ei în vorbă. Nici măcar nu se uită să vadă, Doamne, cine intră cu noi în vorbă. La un moment dat începe să îi spună lui Iisus, tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat. Zice, Iisus, ce s-a întâmplat totuși? Spuneți-mi. Păi Iisus, proroc în fapte, în cuvinte, l-au luat, l-au răstignit, l-au omorât și acum e a treia zi și noi suntem în depresie. Nu o să-l mai vedem niciodată, erau cu nasul și returi. Și la un moment dat zice Biblia că se opresc uitându-se triști. S-ar putea să fie viața ta așa. S-ar putea să ai un Hristos mort. Nu un Hristos viu. S-ar putea să te uiți trist la frații tăi, s-ar putea să te oprești, să te uiți trist, pentru că asta este, v-am spus, poziția generală a oamenilor din vremurile din urmă. Tristețea, îngrijorarea, depresia, atacurile de panică. Spunea un poet de-al nostru, când ajungi să-ți fii tu însuți o povară, când poveri de neînțeles te apasă greu, când pe pomi sunt numai flori de primăvară, iar din tine frunze moarte cad mereu. Era Iisus cu ucenicii, spune Biblia în Matei capitolul 6 și le-a zis așa, nu vă îngrijorați ce veți mânca, ce veți bea și cu ce vă veți îmbrăca. Și a trecut cu ei pe lângă niște păsări și au zis, vedeți păsările astea, astea nu se îngrijorează ce o să mănânce. Dar ascultați-mă, care din pruncii voștri vă întreabă dimineață, seara, spre dimineață, tată, oare noi avem ce mânca dimineață? A fost vreun prunc de-a vostru să vă întrebe dacă știți și creștinii noștri că în brațele noastre sunt în siguranță și totdeauna mama și tata se vor îngriji să ne dea nouă mâncare. Așa gândesc pruncii. Niciodată nu și-au pus pruncii mei, nici a voștri, dacă o să aibă ce să încalțe, dacă o să aibă ce bea și o să aibă ce mânca. Știți de ce? Pentru că au credință în noi. Și Iisus Hristos spunea, vedeți păsările astea, ele nu strâng nimic în grânar, deși nu încurajează lenea, spune că vom primi pâinea ca prin somn, nu ca în somn, că unii au luat invers versetul și au stat cu brațele încrucișate și au zis, nu, acum, Doamne, zice, eu dorm și mâine dimineață să-mi apară vreo $300 pe masă. Nu, zice Biblia, că noi vom primi pâinea ca în somn, adică ușor ne vom câștiga pâinea noastră. Dumnezeu ne va purta de grijă. Și erau cu, și au zis, uitați păsările astea. Eram odată cu soția mea în parc și am luat o pungă de pufuleți. Știți pufuleții românești? Și au zis, nevastă mea, mergem în parc. Și desface punga și îmi cheamă pruncii. Am 4 prunci, vă dați seama, 4 mâini în punga de pufuleți. Jumate au fost pe jos. La care nevastă mea zice, tot erau acolo, jumate punga pe jos. Și în momentul ăla, niște păsări au început să vină să mănânce. Și nevastă mea zice, ce ați făcut? La care eu zice, n-au făcut nimic. A vegheat cineva din cer ca păsările astea să mănânce. Voi credeți când luați bucata de corn sau bucata de sandwich, mergeți pe drum grăbiți și vă cade o bucată, credeți că degeaba cade? Știți că cineva veghează să cadă, chiar dacă voi se pare un lucru normal că ați făcut sau o greșeală, nu. Cineva veghează să cadă pentru că cineva spune, eu vreau să mă împlinesc cuvântul punct cu punct și virgulă cu virgulă. Dacă eu port de grijă păsărilor și crinilor, care nici măcar Solomon în toată slava lui, în toată splendoarea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei, cu cât mai mult am să vă port vouă de grijă, puțin credincioșilor. Te întreb ce se vor întâmpla cu pruncii tăi, că ăștia dau legi pe care ne îngrozesc. Ce se va întâmpla cu soțul tău? Ce se va întâmpla cu viitorul tău? Ascultă-mă ce spun, viitorul tău este mâna lui Dumnezeu. Puneți viitorul în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu va purta de grijă. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că am o soție scumpă, Dumnezeu mi-a dat multe lecții prin ea, dar una din lecțiile, acum nouă bărbaților, ne este greu să credem, dar nu vrem să recunoaștem că în unele domenii sunt mult mai capabile decât noi. Sau în unele domenii de dau lecții. Dar femeia, nu, zice Biblia, nu-i că-i vasul mai slab, nu înseamnă mai inferior, ci mai sensibil și mai delicat. Închei paranteza că deja încep predică de nuntă. Și nevastă mea zice, nevastă mea ține toți banii la nevastă mea. Ea ține toate finanțele, eu n-am treabă cu asta, ea îi împarte, ea se duce și plătește taxele, ea plătește cheltuielile, ea plătește gazul, apa și așa mai departe. Ea le plătește, ea duc banii și descurcă-te. Și nevastă mea este foarte, foarte bună economă. Și îmi zice într-o zi, mergeam la o biserică unde
aveau vreo 7 copii, niște frați, și cred că li s-a născut a 8-lea. Și la un moment dat nevastă mea zice: tati, am pe inimă să dăm niște bani la familia aia. Și am zis: draga mea, dacă Dumnezeu ți-a pus pe inimă, dă. Venim înapoi de la biserică și zice: tati, Domnul mi-a pus pe inimă să dăm mai mulți. Am zis: ok, dacă Domnul ți-a pus pe inimă să dăm mai mulți, nu-i problemă. Aveam musafiri în seara aceea și am mers să cumpărăm ceva de la magazin și eu întreb pe nevastă mea: draga mea, totuși tu ai dat, dar câți bani mai aveam? La care nevastă mea îmi zice: 20 de lei. Adică am zis: i-ai dat pe toți? Și deja mintea mea de rațională, deja începeam să fac calcule, mai aveam 10 zile până la salar, începeam să-mi fac calcule și îmi dădea cu virgulă. M-am făcut ca și cameleonul, pur și simplu. Nu i-am zis atunci, am gândit-o, ai lucrat fără înțelepciune. Clar că ai lucrat fără înțelepciune. A doua zi mă sună o colegă de clasă pentru școală și zice: Marius, trebuie să aducem azi niște bani pentru niște materiale. M-am uitat la ea, la nevastă mea, și acum i-am zis: din cauza ta, eu trebuie să mă duc după bani împrumut. Banii mai sună și niște prieteni de-a noștri. Și ne spun: vedeți că de sară o familie, vrem să venim la voi. M-am uitat, aveam 5 lei, am zis: banii văduvei și murim. Păi, apocalipsa pe noi. Numai o venit familia aceea și am avut părtășie cu ei, m-am dus, ne-am luat un... Nu mai știți dacă, probabil mai știți, mai de mult era sucul ăla Justo în România, cu căpșuni și cu banane combinat acolo, dar era chimicală mai mult decât. Am luat sucul ăla și gata, am zis, tot terminat. Au venit oamenii aceștia, am avut o părtășie cu ei și înainte să plece, prietenul meu scoate un plic și îl dă nevestei mele. Și ne spune așa: Dumnezeu ne-a trimis la voi să vă dăm plicul ăsta. Ascultați-mă, oameni buni. Dumnezeu ne-a dat de 4 ori mai mult decât a dat nevastă mea. Tu crezi că surorile când se piaptănă, câți v-ați numărat firele de păr? Spuneți-mi, câți v-ați numărat firele de păr când v-ați piaptănat? E vreunul aici care și-a numărat firele de păr? Nu? Eram curios câte vă cad. Uite, îl văd pe prietenul meu Marius care zâmbește, lui o căzut de tot. Vor să ridice mâna. Am zis: Marius, am crezut că vrei să-ți numeri firele. Cât? Eu nebun e să-ți numeri firele de păr. 1, 2, 10. Dar știți, oameni buni, că Dumnezeu contabilizează firele de păr. Știți ce vrea să ne comunice asta? Că Dumnezeu se uită la detaliile vieții noastre. Oameni buni, Dumnezeu ne cunoaște viața în detalii. Să nu credeți că sunteți lăsați și pierduți. Oameni buni, noi ne bazăm pe o făgăduință fantastică. Spunea Iisus Hristos: eu voi fi cu voi numai din când în când. Eu voi fi cu voi numai când veți trece strada, numai când veți merge în călătorie, nu, în toate zilele vieții voastre. Eu voi fi cu voi, spunea Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De ce te îngrijorezi? De ce te îngrijorezi? Deja aproape am depășit. Dați-mi voie să depășesc și pragul ăsta psihologic. Vă rog să nu plecați. Și în al treilea rând, spune cuvântul lui Dumnezeu: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumirea. În al treilea rând, de ce? Cum poți fi trist? Sau de ce unii sunt triști într-o zi de sărbătoare? Pentru că mulțumesc ocazional, sau mulțumirea este doar ocazională, dar nu este un mod de viață. Mulțumirea nu trebuie să fie ocazională. Știți că avem tradiție. Da, e tradiția americană. Am preluat românii cu Thanksgiving, cu ziua mulțumirii la sfârșit de an. Dar știți care e pericolul? Că nu avem o viață de mulțumire. Știți care e pericolul? Să mulțumească niște nemulțumiți o zi pe an. Să fii niște nemulțumiți care mulțumim o zi pe an. Păi degeaba cârtești toată viața.
Degeaba spui, domnule, aia nu-i bună, aia altă nu-i bună, ăla nu-i bun, drumurile nu-s bune, ăla nu-i bun, salariul nu-i bun, cămașa nu-i bună și găsim o grămadă de motive. Păi ușor să mulțumești odată pe an și Doamne zice, am bifat, thank you. Și gata. În momentul în care nu trăim mulțumirea cam și mod de viață, devenim niște nemulțumiți, mulțumit o zi pe an. Rabin evrei spunea în felul următor. Lumea asta se susține pe trei mari piloni. Primul este Dumnezeu. Al doilea este legea sau cuvântul. Și al treilea, recunoștință. Știți că atunci când trăim o viață de mulțumire, sau mulțumirea, dacă pot să spun așa, se uită la lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. De unde știu asta? Te rog frumos să-mi afișez 1 Corinteni 1 cu 4. Adevărata mulțumire se uită la lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Știți cum scrie Pavel aici? Corintenilor. Știți cum era biserica din Corint? Doar vă fac așa o prezentare generală. Biserica din Corint era dezbinată. Când le scrie Pavel, unul spunea, băi, eu sunt cu Apollo. Băi, Apollo e carismatic, măi, predicator carismatic, ăsta ne face, zicem, aleluia, slavă Domnului, când vine, mâinile pe sus, face chemare, să predau. Băi, Apollo ăsta e înflăcărat, mă. La care altul zice, Apollo? Stai să spun, Petru, cui a făcut Iisus promisiunea că pe cine va zidi biserica și porțile locuinței morților nu vor birui? A, zice, băi, eu sunt cu teologii. Eu sunt cu Pavel, zice. Domnule, Pavel e teolog, da? Când se prezintă ăsta la amvon, ăsta îți face exegeza corectă a Scripturii. Și interpretare și tot ce vrei tu. Domnule, Pavel. Și era dezbinare între ei, mai mult de atât. Spunea apostolul Pavel, curvie, ca la voi nici la păgâni am văzut. Și când se întâlneau la cină, ascultați-mă, unii erau pe sub bancă, se îmbătau. E bine, vine apostolul Pavel și ascultați cum își începe epistola. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privirea la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos. Și scrie unei biserici falimentare. Dar adevărata mulțumire se uită la lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi. Când ne-ați mulțumit ultima dată lui Dumnezeu și a spus, Doamne, nu-L văd, dar îți mulțumesc pentru El. L-a întrebat pe niște surori și a zis, se tot plângeau, soțul meu îmbățâv, nu vrea să vină la adunare. Îi așa, dar am zis, când ne-ați mulțumit ultima dată Domnului pentru soții voștri? A, zice, niciodată. Începe să mulțumiți. Și veți vedea că nu El se va schimba, ci atitudinea voastră în casă. Înțelegeți? Nu se vor schimba unele lucruri instantaneu. Că dacă tot vii acasă, copii, voi nu sunteți buni de nimic, mă. Bă, chiar nu sunteți buni de nimic. Bă, nu știu ce faceți, dar nu știu cu ce semănați, dar nu cu mine. Voi nu sunteți buni de nimic. Pur și simplu. Când vezi, te uiți la soția ta, asta e mâncare? Asta e curățenie? Eu ți-am zis să faci asta. Lasă-mă în pace și cu tine. Nu, zice, la un moment dat, fac o paranteză, soția mea îmi zice, tati, zice, m-am îngrășat. La care eu zic, ești cea mai frumoasă grăsuță. Vreau să închei cu o experiență pe care am avut-o acum vreo 3 ani de zile, era chiar în plină pandemie. La un moment dat, știți că începeau să sune telefoanele. Frate, pahar sau păhărele? Pe când auzeam de pahar și păhărele, nu au avut altă treabă pocăiții în timpul pandemiei decât să se certe dacă e pahar sau păhărele. Apropo de asta, sper că nu sunteți aici cu pahar și păhărele. Unii care susțineau sus și tare paharul, adică numai paharul, domnule, paharul. La un moment dat,
în vremurile bune, fără pandemie, dădeau cina din 7 pahare, care era o biserică de 1500 de membri, de 1000 și ceva. Și am zis, bă, eu nu înțeleg un lucru. Tu susții paharul, ok, bun, dar voi dați cina din 7 pahare mari. Dar am zis, bă, dar totuși unde e? Și n-aveau ce tămă sunau, frate Marius, pahar sau paharele. Băi, nu mai terminau. Și la un moment dat, eu m-am mutat la 7 km de Bistrița, mi-am făcut o casă și ne-am mutat numai jos, pentru că sus încă nu era terminată. Sus am închis cu o ușă culisantă și le-am zis pruncilor mei să nu vă prind că urcați sus. Riscau să cadă jos de pe scări. Nu erau terminate. Numai că au venit copiii lui, sora mea, nepoții mei, s-au jucat pe acolo și unul, un nepot de-a meu, a lăsat ușa culisantă întredeschisă cam jumătate de metru. Cât să intre un băiețel de 10 luni. Eram pe telefon acolo în pridvorul casei, pahar, păhărele, încercam să le explic, oameni buni, esența aia e importantă, nu cu ce ei. Că dacă ar citi din ce o luat Wurmbrand în închisoare și cum o luat, ne-au dignit toți. Dacă va spune că la baptiști am luat cu vin și pâine fermentată, m-ați anatemiza. La un moment dat, urcă băiețelul meu și cum eram în privor, aud o căzătură, o bubuitură. Și am știut că a căzut. Când a ridicat de jos, pur și simplu, i-a rămas scalp. Piele cu fire de păr acolo, pe cimentul scărilor. Greu l-a liniștit soția o oră să-l liniștească. Am zis, nu știu cum se trezește. Am sunat un cadru medical, mi-a zis, Marius, dacă se trezește și nu poate sta în picioare, te rog frumos, urgent, dar știi ceva, urgent cu el la spital. Mi-am dat seama că e ceva foarte grav, pentru că era amețit și așa mai departe. M-am plecat pe genunchi și cât tot dormit 2 ore, i-am zis lui Dumnezeu așa, Doamne, nu-ți cer să-l vindeci. Vreau să-ți mulțumesc și nu-ți cer să-l vindeci. Nu vreau să-ți cer să-l vindeci pentru că, ca să-ți promit că eu trebuie să mă pocăiesc mai mult. Nu, că atunci, în necaz, Doamne, eu-ți promit. Dacă tu faci ceva cu el, eu-ți promit că eu mă pocăiesc mai mult. I-am zis, nu, Doamne, tu faci ce vrei. Eu oricum știu că trebuie să mă pocăiesc înaintea ta. Indiferent că tu îl vindeci și te atingi de el sau nu te atingi. Știți, ca și slujitor, am căutat tot soluțiile, ungere, tot ce-o trebuie, te-am făcut. M-am plecat pe genunchi și cât o dormit el 2 ore, m-am rugat înaintea lui Dumnezeu. Când s-a trezit și a deschis ochii, primul lucru care l-a făcut, a zâmbit. Și vreau să vă spun că din momentul ăla n-am mai avut absolut nimic. Vreau să spun de ce ești trist într-o zi de sărbătoare. Așa cum zicea Ieremia la un moment dat că păcatul a luat locul jocurilor noastre și a bucuriei. Te-ai compromis și îngrijorarea e păcat. Știți cum îi aduce îngrijorarea pe Dumnezeu? Atât. Îngrijorarea spune totdeauna, Dumnezeu nu poate. Totdeauna spune îngrijorarea, Dumnezeu te-a lăsat. Vreau să te întreb de ce ești trist astăzi. Nemulțumirea? Îi plagă oameni buni. Îi cancerul care macină familii și biserici. Nemulțumirea totdeauna se va compara cu alții. Nemulțumirea va crea în voi, în copii, complex de inferioritate. Se te uiți în oglindă, nasul, ochii, nu-mi place. Și totdeauna cu nasul în șireturi, pentru că nemulțumirea creează complex. Și între slujitori, și în biserici, ce mașină are, ce turnuri și-a făcut, ce și-o mai odogă la casă, Doamne, și-o schimba parchetul, tu, noi nu ești în stare, mă, să schimbi un parchet, să faci bani. Și nu-i de mirare, nu vorbesc de dumneavoastră, că eu vă văd așa cu familii pe aici, nu știu dacă e vreun caz aici, dar s-a întâmplat în România să se compare ele. Băi, uite, bă, bărbatule, ce casă și-a făcut ăla, tu nu ești în stare. Și l-a trimis, bă, bărbatul, în Spania, în Italia. Băi, au muncit omul la
pună o pica jos pur și simplu ca să o mulțumească pe dânsa. Nu? Că nu-i ajunge, domnule, schimbă o mobilă odată pe an, trebuie să schimbe ea mobila. Că dacă nu schimbă mobilă odată pe an, nu are ce suna să spună prietenilor lor. Ei, am schimbat din nou mobila. Dară tu, zice, no, bine, noi putem. Și săracul bărbat... Nemulțumirea creează complexe de inferioritate. Nemulțumirea, dragii mei, creează competiții între noi. Oare n-ar trebui să ne pocăim astăzi? Oare n-ar trebui să ne prăbușim înaintea lui Dumnezeu? Să spunem, Doamne, de ce nu mi se știe bucuria? De ce nu se mai coboară Duhul Sfânt peste mine? De ce trăiesc pentru lucrurile astea care mi-au adus goliciune și încerc să pun aici în sufletul meu tot felul de surogate? Dar singurul care poate să satisfacă setea sufletului nostru este unul singur, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, haideți să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului.